Dragi prieteni, invitatul nostru al acestei săptămâni a creativității și științei este binecunoscutul scriitor, publicist, jurnalist, om al științei, fiindcă e și cercetător pe post de muzeograf, Dumitru Dan Maxim, pe care salut. Salut, Dumitru, bine venit. Bună ziua, bine am găsit. Știu că ești un scriitor profesionist, lucru pe care l-ai confirmat prin volumele ce l-ai editat. Când ai simțit nevoia ficțiunii și de ce simți nevoia aceasta a observațiilor pe care le faci tu în proza ta, în poezie, în acele secvențe de publicistică? Să vezi dacă ar fi să identificăm o zi de naștere a scriitorului, anume la această calitate, probabil aș cobori în tinerețea mea, în anii de studii, până la urmă, perioada în care încercam, scriam și expediam la ziarele timpului, ziarele și revistele pentru elevi, poezioanele mele, textele pe care le făceam. Adică elementul ăsta a observației, a extragerii anumitor detalii din realitate m-a dominat și probabil e un element comun și pentru alți scriitori. Pentru că probabil anume așa se și adună un conglomerat de informații, detalii, întâmplări din viața în care, pe care o trăim, ca până la urmă să ne luăm curajul, să ne luăm curajul în vederea scrierii unei lucrări. Acum, care ar fi ea? Că e o bucată literară, că e un poem, că e o bucată un studiu științific? Un studiu, da. Am fost dominat de problema deportărilor, lucru care îl simt și acum, chiar din tinerețe, chiar din copilărie, pentru că bunicii mei, părinții mei, mereu mi-au amintit de această pagină a istoriei noastre și în timp am și studiat problema respectivă, dar m-am documentat într-un anumit fel și din povestirile auzite de la consetenii mei, de la vecinii mei care au trecut în acea perioadă, de restriște. De suferință și greu de redat, probabil, și prin arta plastică, arta vizuală, și prin textele pe care le facem noi, fie literare, fie chiar și publicistice, pentru că o suferință de o asemenea natură, probabil, o cunoaște cel mai bine și rămâne în subconștientul și în conștientul celor care au urmat drumul ăsta din pragul casei, din o gradă până în îndepărtata Siberia. Vreau să te întreb de la acest capitol. Spune-te, rog, de un scriitor profesionist, deci un om care topește lumânarea asupra evenimentelor, asupra timpului prezent. Cum se regăsește într-o bibliotecă? Ce îi însuflă o bibliotecă? Ce sursă îi aduce pe masă de studiu? Și, în general, rămâne mai fi, oare această sintagmă, templu al culturii și rămâne deci în acest început din 2003? Sigur, da, sigur că da, doamne, doamne. Biblioteca, acum căpătând și alt contur electronic, e o bogăție pentru orice persoană, pentru orice lector, profesor, doctor, cercetător, scriitor, student, elev. Cu atât mai mult cu cât varianta electronică a acumulării acestor biblioteci e la îndemână oricând și lucru favorabil în comparație cu timpurile pe care le-am avut noi, dar am făcut la sesie, e fenomenal. Mie mi s-a întâmplat la un moment dat să asist la o discuție între profesori și studenți cu referire la bibliotecă și la ceea ce numim internet, ori peianjenul ăsta. M-a surprins o observație a unui profesor care era mai departe de ceea ce numim acum internetul, ori bibliotecile electronice, care le reproșa studenților că ar fi bine să stea mai mult timp la biblioteca clasică, adică să meargă la Biblioteca Națională, la Odyssey for Deep-ul, la Ștefan cel Mare, la oricare altă bibliotecă, și s-o punea în contrapunere cu biblioteca electronică. Eu, având cursul legat de jurnalismul digital,
M-a surprins și a trebuit să o completez și să le îndemn pe studenți să nu neglijeze nici biblioteca electronică. Ah, sigur, sigur. Cu atât mai mult cât oaia de mână oricând. Atâta doar că această pânză de păianjen, dacă vrei să-ți găsești prieteni de la care să înveți, ți-i și faci. De vorba de rețele socializare, fie Facebook-ul, fie Bado, fie oricare altul. Dar dacă vrei să pierzi timpul, e ca și în realitate. Dacă vrei să mergi la un spectacol interesant, la o bibliotecă interesantă, deci te duci, vizionezi, aplaudezi, dar dacă vrei să pierzi timpul, te duci în cu totul alt loc, într-un local, nu știu, de distracție, poate nu tocmai... Eu sper că biblioteca noastră corespunde acestor deziderate care țin de lungime de unde, știu eu, actualității. Uite, acum nu o să-ți fac un compliment, dar o să spun deci, un pur adevăr pe care l-am auzit de la cititorii bibliotecii noastre. Ești un scriitor care place tinerilor cititori, fapt confirmat, știu eu, de succesul că volumele tale, proza, romanul tău, deci este citit și iată ce mi s-a confesat deci, un student de la Litere, foarte bine zice: am citit romanul lui Dumitru Dan Maxim, știți cum? Cu câteva dicționare pe masă. Să zic și... Și zice, păi bine, am surprins nu numai textul romanului, dar am surprins și suflul timpului care a trecut prin mine. Iată, eu, un adevăr, este un... Zic, nu e un compliment, este o constatare. Și mă bucur nespus. Știi de ce? Fiindcă acum tinerii au început să revină la aceste lecturi pe care le fac în bibliotecă sau un promul de la bibliotecă. Surprinzător pentru mine, pentru că eu am încercat să dau un contur atemporal romanului și acțiunilor care se întâmplă. Da, tata rămâne, deci... Tata e personajul care și paterul, da? Da, e în orice timp și de când e lumea și pământul, tata, da. Mă surprinde această constatare a studentului. Dar dacă zici că am mai avut nevoie să răsfoiască și anumite dicționare, e și mai încântător pentru mine. Dar dacă tot vorbim de cercetare, de pregătirea unui autor în scrierea unui text, fie că e roman, fie că e oricare alt text, eu am fost preocupat, și o spuneam și cu altă ocazie, am fost preocupat de științele filozofice. De aceea acolo ar putea să găsească și din psicanalitică și din artele vizuale, pentru că amintesc și de Ernesto Sabato, Ernesto Sabato fiind fratele, portând fratele lui, cel care piere, care moare și el revine și la un moment dat se întâlnește față în față cu fratesul, ăsta purtându-i numele. Adică vorbim de o pregătire a scriitorului și în sensul ăsta. Adică nu putea să întâlnească atunci când deschide ușa eroului principal să se uite, îl vede pe frate. Adică se vede pe sine. Este un decor așa pe care l-a creat, da. Adică și jumate înăuntru și trecând de pragul ușii, se vede de acum se transformă în celălalt frate. Ah, fratele meu, ți-am luat numele și ți-l port, dar ceea ce fac eu probabil e altceva de ce ai făcut tu de fi rămas în viață. Adică un autor oricum vine cu o pregătire. Am fost preocupat de Freud în perioada în care citeam și în rusă, pentru că atunci mai puțin literatură după 90. Da, adevărată literatură se citește în orice limbă, așa? Da, adevărată literatură. Asta da, fără nici... Absolut. Asta le spun și studenților, zic, nu faci delimitări între ceea ce se întâmplă în politic, între polii ăștia, și între mare literatură. Pentru că și scrierile de orice natură, fie din Germania, acum unii studiază în mod special mai mult limba ca să fiască în original. Exact. Asta este avantajul și virtuțile noii generații. Mi-a părut repede o întrebare pe care ți-o acord în imediat apropiere. Dar bine, cum definești tu ceea ce numim noi cu noua literatură? Sau această sintagmă are dreptul la supraviețuire? Sau este chiar ea într-adevăr o nouă literatură, o nouă critică? E o nouă literatură. Prin ce? Nu cred că o să-i dau o definiție, dar urmăresc tânăra generație, pentru că sunt mereu în fața studenților și văd o altă schimbare, o altă gândire, o schimbare, un alt mod de gândire, de a percepe, de recepționare a realităților. Ei nu mai vor să înțeleagă anumite lucruri pe care le contemplam noi și le savuram în anii tinereții noastre, a studenției noastre.
Ei ne-au depășit și mă bucur că au găsit această cale pe care își axează și construcția și devenirea lor ca specialiști. Ei nu mai văd și nu mai vor să vadă în spectacolele noastre, că vorbim, mă facem mm-hmm. frumătate, ceea ce vedeam noi în spectacolul Tata cu acțiunea coerentă, cu dezvoltarea subiectului coerent. Deci ei... Ca coadă nu mai doresc. Da. Ei vor să fie cei care coparticipă, așa? Asta e. Și avem și aici de învățat și mă bucur foarte mult că și în jurnalism, și în literatură, băieții vin cu altceva. Îmi vine greu să găsesc acum o definiție, așa cum nu există probabil o definiție în ceea ce numește poetul poezie. Toate știm că sunt sute date definiții. Până la urmă, timpul o să așeze lucrurile și o să-și îmbrace haina stării de spirit acestei generații pe care o urmăresc cu plăcere. Mă bucur, răspunsul este extraordinar. Bun, și acum pe final o întrebare indiscretă. Ce anume a fi vrut scriitorul, prozatorul, publicistul Dumitru Dan Maxim să scrie și dacă simte că nu va reuși sau invers, dacă este apt de a veni cu ceea ce vrea să scrie? Întrebarea, care mă îndeamnă la un răspuns pe măsură. Lucrez la ideea unui roman care ar purta titlul Analfabetul. E vorba de o idee a fratelui meu, profesor, doctor, cercetător, ca să o legăm și de prima dată, de perioada unui personaj care se naște înainte de perioada interbelică, care trece perioada interbelică, care trece războiul II, care trece perioada sovietică și ajunge în timpul actual și îi se zice analfabet un simplu motiv că atunci când s-a trecut la limba, la grafia chirilică, el nu voia să scrie cu chirilică. Și toți îl considerau analfabet, dar era un domn, un erou de o ținută și de un spirit național fundamental. Când vorbim de cercetare, fratele meu, deci îmi spune și îmi face scheletul romanului, și zice că hai fratele meu, hai că ești mai aproape de tine, hai. Zic, stai fratele meu, că zic, eu trebuie să cercetez, trebuie să cunosc perioada interbelică, trebuie să cunosc elemente corecte din istorie, dacă ajung la perioada, pentru că aș lupta cu acest erou, domnul, deci erou, deci a participat și la războiul mondial, deci eu trebuie să văd cum s-a rămas cu armata română. Deci în război concret, în acțiuni de lupte concrete în care ce-a făcut el, că a ajuns până la Odessa, că a fost închis, că a fost pe Zolier, când a fost... Adică subiectul este foarte interesant care mi-l a sugerat Fatima, dar am nevoie de a cunoaște elementul ăsta și mersul istoric, dezvoltarea subiectului, ca să inserez aici la anumite lucruri din ceea ce numim istoria noastră. O altă temă o am eu, legat tot ca să vezi, marele război pentru apărarea patriei, care nu ar fi altceva decât ceea ce ne povesteam noi în copilărie, pe cuptor. Așa, sintagma e altă. Da, deci eu vând de parodii, de pamflet, a ceea ce se numește apărarea patriei. Da, a patriei, pentru că un bunic de meu, ambii bunici au făcut armata în armata română, armata primă, dar războiul a făcut-o unul de parte sau altul de altă parte a armatelor. Și când se povestea, deci, unul din eroi, care parcă ar fi eu, aș fi eu, mă gândesc, bine, dar vorbiți despre bunicul Arcadi care a murit în război și a fost cu românii. Dar în același timp vorbiți despre armata sovietică și despre bunicul Dumitru, care a fost de partea asta, fiind forțat. Deci, unde se întâmplă? Ce se întâmplă? Cu cine se țin eu? Cu partizanii? O să țin cu cel care a fost carcerat? Ce se întâmplă? În felul ăsta iar am nevoie de niște detalii care ar completa și care nu ne-ar abate prea mult de la esența istorică și de la aceste două personaje care au fost parte a realităților de atunci, dar ca să nu îi induc în eroare cititorul, să las și un adevăr.
din acest pamflet, din acest joc de cuvinte. Ei bine, că acum mai sunt și alte scene mai de dragoste, mai de colegi de clasă, mai de biruințe. Bun, e o chestie care o las așa mai înțeleg. Un final mai frumos, deci, care ține lungime de unde a săptămânii cercetărilor științei, Hora științei, nici nu l-am menționat, fiindcă a rămas axat, iată, pe formula aceasta a studiului, deci a revalorii istoriei, deci a documentării profunde a adevărului pe care noi mereu pretindem să-l avem aproape de noi. Îți mulțumesc din suflet, dragă Dumitru, ești omul bibliotecii, știu, ești omul cărții și... Și eu, la mine, mulțumesc pentru invitație, totul am ascuns bine aici. Și mi-a părut bine să se completeze stările cu ceea ce vreau să aduc și eu și cititorilor mei și celor care sunt înlegostiți de cap. Sper că am reușit, Ana. Da. Mulțumesc! Mulțumesc.